Începe o nouă finală, 16-17 ani, 1068 de kilograme în roșu, cu cetură roșie, Cristian Kramer de la Gankaku, Team Hungary, și un iranian, Mohamed Hossein Kershavarz. Deci acum o să vedem școala iraniană de karate. Centura albastră. Da, centura albastră. Uitați-vă ce viteză are. Este în lotul național. Foarte bine, foarte bine. A avut o tentativă de Kizami. Nu știu dacă s-a punctat. Vădăm un arbitru. Atonează foarte bine, foarte bine iranianul. Aoleu. Nu știu, nu cred că a fost un bun. Cred că va fi penalizat pentru... Nu a fost. Este foarte, foarte... Uite, ați văzut ce viteză are iranianul? Foarte bun, foarte bun. Tatonează în fața lui foarte bine. Și punct. Punct clar. Punct clar. Ați văzut? Punct clar. Și acum urce tot de greutate. 2-0. 2-0. Punct. Foarte bună viteză are iranianul, foarte bună viteză. Foarte bine schivă acel punct. Și deși sportivul cu centură roșie are o alonjă mult mai mare, ar trebui să-l țină, dar eficacitatea iranianului de departe este mult mai bună. Foarte bine face schivă iranianul la Kizami, sportivului cu centură roșie. Foarte bine. Ați văzut ce serie. Ce serie într-un timp atât de scurt. Lovitură cu pumnul, lovitură cu piciorul, lovitură cu pumnul. Foarte bine schivă. De departe este cel mai frumos meci care l-am văzut până acum. Cel mai frumos. Se vede tehnica foarte bine pusă la punct de iranian. Ați văzut? Toată tehnică. Care nu se va întâmpla absolut nimica. Pentru că o să iasă din nou afară. Sportivul iranian. Atacă! Da, da. Vedeți? Asta înseamnă Iranul. Și a câștigat. Bun meci, bun meci. Tehnică bună.